Adan Avrot, Stelian Nistor, Mircea Jida și Ștefan Radov au fost selecționați de directorul teatrului din Luxemburg, regizorul Frank Hoffman, pentru a realiza o piesă ce vorbește despre problema asupririi. Cred că am fost aleasă pentru ceea ce reprezint eu, fără fart, fără accesorii de costum. Este o experiență extraordinară, cred eu, pentru noi cei din România. Pentru prima oară, patru actori dintr-un teatru sunt distribuiți într-o piesă care se va juca la Teatrul Național din Luxemburg. Unii dintre noi chiar capete de afiș. Actorii așteaptă cu speranță și bucurie momentul întâlnirii cu publicul belgian. Bucuria este imensă. Ce își poate dori un actor la vârsta mea cu o carieră în spate decât să poate să joace într-o limbă de circulație, cum e limba franceză, noi fiind francofoni. Faptul că este un rol pe care va trebui să-l joc în franceză este doar, are doar o doză de inedit. Dificultatea constă în interpretare și asta este, ține de talent care nu ține de limbă. Premiera va avea loc pe 9 decembrie la Luxemburg, iar în luna mai publicul românesc se va putea bucura de această creație internațională. Este foarte bine că o parte din actorii noștri reușesc să pătrundă pe piața teatrală europeană. Le doresc să fie la fel de bun cum ne-au obișnuit aici pe scena Teatrului Național. Școala Românească de Teatru este considerată una dintre cele mai bune din lume. Artiștii români care pleacă la Luxemburg o vor demonstra încă o dată.